Bine te-am găsit, bine te-am regăsit. Astăzi este o zi în care vreau să povestesc puțin cu tine despre dușul energetic. Este acea tehnică foarte, foarte faină despre care am tot povestit în ultima vreme și despre care am primit întrebări. Și am zis, mai simplu, fac un video foarte ușor, foarte clar, ca să explic ce este, cu ce te ajută pe tine, de ce e simplu de făcut, pentru că eu insist foarte mult pe simplu, ce avantaje are și ce rezultate poți să obții. Așadar, să trecem la treabă. Și să încep prin a spune că dușul energetic este o tehnică pe care eu am creat-o, punând la cap mai multe tehnici energetice pe care le-am învățat, pe care le-am testat și care știu sigur că au rezultate rapide și foarte benefice și profunde. Și l-am făcut, unul, pentru a ajuta oamenii să-și asigure curățarea energetică profundă, dar ce m-a adăugat în plus a fost faptul că am făcut cumva și o aducere de resurse pentru oameni, pentru că, în general, nu putem să lăsăm un spațiu gol. Și atunci, dacă noi nu punem ceva, universul vine și umple. Și ca să nu umple universul cu ce se nimerește, eu cer resursele după curățare. Deci, tehnica presupune curățare energetică personalizată și foarte profundă, plus aducere de resurse. De unde mi-a venit ideea pentru ea? În primul rând, am pornit de la o tehnică pe care am învățat-o de la maestrul meu malaezian de metafizică chineză. Acolo era partea de curățare strict, făcută foarte simplu să zic, da, dar foarte eficient și foarte personalizată, pentru că de asta merge atât de bine, este foarte țintită, este calculată ce îți dau eu ca dată. Dacă îți dau, spre exemplu, fă mâine la ora 3 curățare energetică, duș energetic, da? Este calculat în funcție de harta ta natală. Asta ce înseamnă? Înseamnă că tu îmi dai data și ora nașterii tale ca să poți să-ți calculezi, eu îți calculez și îți spun care sunt coordonatele. Pare complicat și totuși am reușit să o fac într-un format foarte simplu pentru tine. Și maestrul meu spunea așa, că dacă vrem să facem orice, dacă vrem să ne dezvoltăm, și e foarte logic ce spune el, dacă vrem, nu știu, să dobândim inclusiv abilități extrasenzoriale, vrei să percepi mai mult, vrei să îți duci proiecte la capăt, este foarte important să cureți rezidurile pe care le ai. Și realitatea este că toți avem. Nu se poate din atâția ani pe care îi avem, fiecare dintre noi, să nu fie adunat niște traume, niște frustrări, niște frici, niște tipare, niște convingeri limitative, orice. Fie că sunt ale noastre, construite în viața asta, fie că vorbim de tipare preluate de pe linia de neam și moștenite, fie că vorbim, pentru cine crede, în tiparele adunate din alte vieți pe care le accesăm și le purtăm cu noi în rucsac, da? Și avem un rucsac din ăla foarte greoi. Fără asta nu putem să construim ok și sănătos mai departe. Unul, de ce? Pentru că traumele ne consumă energie, fiecare dintre ele, da? Fie că ne dăm seama, fie că nu ne dăm seama. Și pe lângă asta, ok, pe un teren plin de buruieni eu nu am cum să construiesc ceva fertil, ceva care să aducă roade. Iar dacă reușești să accesezi ce ne spunea el, în momentul în care reușești să zic să ajungi la un nivel de percepție și percepi energiile celorlalți, îți dezvolți foarte mult intuiția. Tehnica asta era parte dintr-un curs care se numea inteligența intuitivă. De asta îți spun. Ok, îți dezvolți intuiția doar că ajungi să accesezi foarte multe zone de umbră. Ajungi, vorba lui, ajungi să vezi fantomele, da? Pentru că tu nu ți-ai făcut curățenie. Și de asta curățenia este esențială. Gândește-te câte convingeri avem, gândește-te câte limitări, gândește-te câte frici avem care ne blochează din a fi ceea ce putem să fi, să fim, din ceea ce suntem meniți să facem aici și pur și simplu din a trăi viața cu bucurie. Că până la urmă nu e vorba neapărat de un scop măreț, nu e vorba de a face, nu știu, de a reinventa roata, de a face ceva colosal. E vorba pur și simplu de a putea să ne trăim viața cu bucurie, cu ușurință și cu pace în fiecare zi. Iar asta se poate face. Și prin metoda asta, ce am mai adăugat eu la ea? Pe lângă ce am învățat de la maestrul meu, am adăugat și ceva din tehnicile cu îngeri și ceva din Theta Healing. Am făcut o tehnică nouă, proprie, pe care am numit-o duș energetic, pentru că m-a întrebat cineva că n-a auzit de tehnică. Nu avea de unde să audă, pentru că este inventată de mine acum, pusă cap la cap din ce am experimentat și știu că funcționează. Ce e foarte fain la ea, e foarte simplu de făcut.
pentru cine o face. Dar calculele din spate nu sunt neapărat simple, chiar râdeam, cam așa arată, nu știu dacă se vede, nu reușesc, nu. No. Așa arată o foaie, am reușit să-ți arăt. O foaie cu calculele ale mele, da? Sunt mai multe coordonate pe care le iau în calcul în momentul în care mă uit pe harta cuiva și aleg datele potrivite și benefice pentru dușul energetic. Pe lângă asta, după cum îți spuneam, pentru tine este foarte simplu. Este foarte simplu. Ce presupune asta? Presupune că eu îți voi da un document și niște bonusuri, o să-ți povestesc despre ele. Eu îți spun, să spun, mâine la ora X ai o oră foarte bună, foarte puternică să faci dușul energetic. Tu ai să iei telefonul, da? Sau busolă. Este busola de pe telefon, vreau să-ți arăt, da, ok, eu am o busolă simplă și ții telefonul efectiv paralel cu solul, da? Ții pe palmă paralel cu solul și așa vezi exact unde este fața, da? Fața mea este spre nord-est acum. Da? Care arată aici nord-est, spre nord-est este fața mea, sud-vest am în spate, da? Și o să-ți spun, stai cu spatele la sud-vest și cu fața la nord-est. Te așezi pe un scaun, deci asta vei face tu, că am primit întrebări despre cum se desfășoară tehnica. Urmărești datele pe care ți le-am dat eu, te așezi pe direcția pe care ți-o dau eu, pentru că este calculată strict pentru harta ta natală, da? Deci e a ta, nu înseamnă că îi se potrivește și lui mama și lui tata și vecinului și pisicii, da? Nu e același lucru. Îți setezi direcția, da? La ora la care îți spun eu, te întorci cu spatele pe direcția respectivă așezat, închizi ochii, inspiri, expiri și pornești o meditație pe care eu ți-o dau și te ghidez ca să faci curățarea. Ce este esențial înainte de tot este să te hotărăști ce anume vrei să cureți. Poate vrei să curești ceva care are legătură cu o temă generală de viață, nu știu, încredere în sine, deci tot ceea ce te împiedică să ai încredere în tine. Frica de succes, frica de eșec, trauma de abandon, trauma de respingere. Bun. Toate acestea sunt incluse, eu le-am inclus într-o meditație generală care include teme pe care toți le avem cumva, mai mult sau mai puțin, dar toți le avem. Și o să-ți povestesc, pentru că inițial tehnica asta am gândit-o să dau datele, să calculez datele persoanei care își dorește să facă dușul energetic și să-i dau două meditații. Asta cu temele generale de viață. Și încă una pe relații, pentru că am întâlnit foarte multe persoane care aveau provocări pe relații. Scopul meu, în prim stadiu, când am început cu această tehnică, a fost să ajut oamenii, după ce am lucrat în ședințe individuale, să ajut oamenii să nu depindă cu totul de mine. De ce? Pentru că unele dintre curățările foarte profunde, spre exemplu, sunt între 11 și 12 noaptea. Oricât de tare iubesc ce fac, nu o să stau la 11-12 noaptea să ghidez probabil pe nimeni să-și facă curățarea energetică. Și atunci, ce pot să fac? Să-ți ofer instrumentele încât să te descurci tu, fără să depinzi de programul meu. Dacă eu îți spun, n-am timp astăzi să lucrez cu tine, e ok, tu poți să te descurci oricum cu ceea ce îți dau. Și este ușor și este super eficient. Bun. Și asculți meditația pe care eu ți-o dau și acolo ai tot ce trebuie, tot ghidajul și după care urmărești. Dacă tu, spre exemplu, ai lucrat în mod specific pe relații, să zic, asta spuneam că este o temă. Și vorbim aici de toate felurile de relații, de toate felurile de comunicare, da? Deci vorbim de relațiile de cuplu, vorbim de relațiile părinți-copii, vorbim de relațiile la muncă, să zic, da? Cu colegii, cu șefii. Ok, tu urmărești, după ce ai făcut meditația o dată, de două ori, de trei ori, în momentele în care îți dau eu să o faci, da, conform calculilor tale, tu urmărești, ok, s-a îmbunătățit ceva, s-a schimbat ceva, eu reacționez diferit, pentru că ăsta este scopul. Toate astea produc o schimbare foarte profundă în interiorul nostru. Și un alt lucru pe care eu insist în meditațiile mele, nu știu dacă ai mai ascultat altele sau nu, eu cer și claritate și cer ca omul, dacă are de înțeles o lecție, pentru că fiecare provocare din viața noastră vine clar cu niște lecții, da? N-a venit degeaba, n-a venit ca să fim pedepsiți, a venit ca să ne învețe ceva. Bun, ce fac eu? Cer să vină pe plan conștient, cu claritate, cu ușurință și cu bucurie, lecția pentru persoana respectivă. Și lucrurile astea se întâmplă și este foarte interesant să vezi cât de profunde sunt schimbările și câte lucruri se pot întâmpla.
Bun, asta este pe scurt. Ce am mai adăugat? Eu am mai adăugat două bonusuri, o să ți-e povestesc pe parcurs în funcție de cerințele pe care le-am primit. De ce? Pentru că mi-am dorit foarte tare, ți-am spus, ca acest duș energetic pe care tu îl achiziționezi, acest pachet, să poată să înlocuiască și cu rezultate foarte, foarte bune și evident cu mai multă flexibilitate și cu o investiție financiară mai mică, o ședință pe care îi faci-o cu mine pentru partea de curățare energetică. Și atunci, ce am făcut? Am personalizat foarte mult meditațiile în funcție de ce teme de lucru am întâlnit la oamenii cu care am lucrat. Bun, hai să-ți arăt ce primești în pachetul dușul energetic, da? Pentru că este un pachet. Nu vorbim doar de trei date pe care ți le calculezi, ci de un pachet complex, da? În care tu primești tot ceea ce ai nevoie ca să te descurci cu ușurință să lucrezi aceste teme tu, acasă, la tine sau unde ești, într-o cameră. E esențial să fii într-o cameră, nu afară. Bun, hai că ți dau acum un share screen ca să vezi puțin un exemplu de ceea ce primești. Bun. Așa, aici avem un document. Este un document de 26 de pagini în care vei primi, deocamdată are 26, o să mai adaug niște meditații acolo. Și așa, e un capitol în care îți povestesc despre beneficii și cu ce te ajută dușul energetic. Da? După care îți spun exact cum să procedezi. Ai instrucțiuni super clare, super clare. N-ai cum să nu le înțelegi sau să te încurci în ele. Nu există așa ceva. Și oricum, dacă ai nevoie de detalii, poate am omis eu ceva, nu poți întreba liniștit. Bun. Aici ai toată procedura, după care îți explic cum citești legenda, să zic, a datelor tale. Și aici există un exemplu de cum sunt datele. Fiecare persoană primește 10 date calculate pe parcursul unei luni. După ce mi-ai dat data ta de naștere și ora, tu îmi vei spune, în data X sunt plecat în concediu, în data Y sunt pe teren, n-am cum să fac. Bun, eu ți le exclud pe alea din calcule. Și ele arată de tipul acesta, datele, da? Îți arăt aici, ok, în data asta poți să faci în intervalul ăsta, iar maximul de intensitate este aici. Cele cu roșu sunt foarte, foarte puternice. Eu le spun date bombă de neratat. Cele albastre sunt puternice și mai există tot restul intervalului în care este teoretic mediu, dar mult mai puternic decât cele mai multe tehnici de curățare foarte generale. Și asta ți-o pot confirma și din ce am experimentat eu, dar și din ce am lucrat cu clienții. Bun, merg mai departe. Astea sunt datele calculate pentru cineva. Asta este un exemplu, da? Există un plan de lucru pentru tine în care ai niște pași în care îți explic foarte, foarte clar ce ai de făcut și la ce puncte de atenție să fii cu ochii larg deschiși, da? Că uite, vor exista niște simptome de curățare, poate. Au fost anumite cazuri. Bun, iar aici, la final, în același document, ai bonusurile și resursele. În momentul acesta, dușul energetic, tot pachetul, cuprinde documentul ăsta cu datele pe care le calculezi pentru tine. După aceea, mai cuprinde acea meditație de care îți spuneam cu temele generale de viață și asta este în două variante făcute. Este o variantă cu numerotoare un pic mai lungă. Dai click aici în document, deci o ai oricând la dispoziție și te duce în linkul de pe YouTube unde se găsește meditația. După care ai aceleași teme generale de viață într-o variantă mai scurtă, e fără numerotoare, după ce te obișnuiești cu partea aceea de relaxare sau dacă deja ai exercițiu cu meditația, poți să treci direct la astea. Și foarte simplu, uite, durează 7 minute și ceva. Ăsta este timpul pe care tu e necesar să-l aloci ca să faci tehnica asta. De asta îți spun, e foarte simplu de folosit, e foarte ușoară și este foarte, foarte, foarte eficientă. Da? Așa, chiar îți recomand să o folosești. Bun. După care, aici ce mai ai? Ai relații, meditația pentru relații armonioase și autentice. Și aici poți să lucrezi pe toate tipurile de relații, după cum îți spuneam aici. Bun. După care, bonus în perioada aceasta este și o meditație de armonizare a relațiilor și a comunicării cu îngerii de lumină. Eu, în ultimul an, am lucrat foarte, foarte mult cu îngeri de lumină și cu simbolurile lor, care te conectează, sunt un fel de porți de conectare direct la îngeri. Nu dezvolt foarte mult subiectul aici, dar o să-ți povestesc cu o altă ocazie. Și la fel, rezultatele sunt fantastic de rapide, de puternice și de surprinzătoare și pentru mine și pentru oamenii cu care am lucrat.
Bun, ai meditația aceasta în varianta cu muzică sau fără muzică, la fel ai acces la ea. Pe lângă asta, vei mai avea aici, mai există încă două bonusuri despre care o să-ți povestesc. În funcție de ce mi-au spus oamenii că îi preocupă și ar vrea să lucreze, voi mai face o meditație de lucru pe bani și pe ceea ce împiedică prosperitatea. Când faci dușul energetic, să lucrezi pe tema respectivă ghidat și voi mai face pe tema sănătății. Da? Pentru că și asta este o chestie foarte importantă și fără de care e greu să le facem pe toate celelalte. Și atunci vei avea meditații ghidate și pe această temă ca să-ți fie foarte ușor. Iar tu ce o să faci când o să decizi vreau să lucrez dușul energetic și am pachetul, am datele calculate? Te gândești, eu așa recomand, să lucrezi pe câte o temă lunar. Și mă gândesc, ok, care e cea mai mare provocare a mea în momentul ăsta? Păi sănătatea, nu mă simt foarte bine, sunt slăbit, n-am vitalitate. Ok, iei tema aia și o lucrezi toată luna. Da? Este suficient să faci, eu îți dau 10 date, fiecare cu mai multe ore, ai văzut. Este suficient dacă faci 5, 6, 7, 8 ori. Evident, dacă poți face mai mult, este cu atât mai bine. Da? Și îți setezi, ok, vreau să-mi îmbunătățesc starea de sănătate, în mod special mi-aș dori mai multă vitalitate și mai multă energie. E important să stabilești ce vrei ca să poți să urmărești, s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat, că altfel o să ni se pară că nimic nu e de ajuns și nimic nu e bine și nimic nu merge. Bun. Și ce recomand este ca lunar să faci lucrul ăsta, să lucrezi luna asta pe sănătate, luna următoare lucrezi pe bani, luna următoare lucrezi pe relații. Fiecare știe ce îl preocupă în momentul ăsta și care este prioritatea și provocarea în același timp, da? Bun, și tu vei avea meditațiile astea ghidate, bonus, în pachet, două sunt în pachetul standard și două le primești bonus în perioada aceasta. Bun, pe lângă asta, ok, asta este explicația și aici mai ai mai multe tehnici pe care eu le folosesc, despre care îți povestesc pe larg ce fac, tehnici energetice pe care eu le folosesc și care sunt super utile și îmi dau seama că funcționează foarte repede. Pentru că ce am făcut eu în ultimii ani, eu studiez de foarte mulți ani și cine mă cunoaște știe că sunt foarte curioasă, foarte curioasă. În ultimii ani am băgat, deci numai în ultimii 2 ani, cred că am băgat undeva în jur de 15.000 de euro cel puțin în cursuri. 15.000 de euro. Nu mai vorbesc de weekenduri, de nopți de învățat și de studiat, nu vorbesc de zile, nu vorbesc de faptul că am investit foarte mult din toate punctele de vedere. Ce este foarte fain este faptul că am putut să aleg și să construiesc din tot ceea ce am descoperit acele lucruri și acele tehnici puse cap la cap și îmbinate așa cum am simțit eu că este potrivit, încât să obțin rezultate foarte rapide, foarte ușor și surprinzătoare, efectiv, cu oamenii cu care lucrez. Și aici îți povestesc despre o parte dintre ele. Bun, asta este ceea ce primești ca document. O să mă uit puțin acum, îți opresc share screen-ul, perfect. Așa, și o să-ți povestesc puțin, mă uit pe telefon pentru că am trimis mesajul cu bonusurile și să ți le spun pe fiecare. Bun, deci pachetul include instrucțiunile clare, cele despre care îți spuneam în document, meditațiile ghidate, două sunt în standard și ți-am spus că două mai sunt bonus, cea cu banii și cea cu sănătatea, pachetul de 10 date personalizate și aici ce subliniez? Oamenii mă întrebau, ok, dar fac zilnic? Nu, nu faci zilnic, pentru că nu ai zilnic date de curățare, adică ele sunt calculate, nu ai zilnic, nu ai în aceeași tot intervalul orar de dimineață până seara, sunt pur și simplu anumite porți energetice pe care eu ți le dau și pe care ideal să le folosești. Și încă o chestie foarte interesantă, uite, o să-ți arăt aici pe calculele mele, uite, spre exemplu, o grupă, da, are mult mai puține luna asta decât celelalte. Și crede-mă că am căutat pe toate hărțile, am calculat pe tot. Alea sunt. Deci cu atât mai mult e foarte important să le folosești, pentru că sunt limitate. Bun, bonusul 1 despre care îți spuneam este acea meditație de armonizare a relațiilor și a comunicării, acea cu îngerii de lumină. Și pe aceea îți recomand să o folosești zilnic, măcar 2 săptămâni, mai ales dacă ai ceva relații de armonizat și de
îmbunătățit comunicarea. Eu o să vezi că cer în meditații, în general eu cer lucrurile foarte echilibrate, la modul vreau ca celălalt să mă înțeleagă, dar vreau să-l înțeleg și eu pe el. Vreau să pot să stabilesc limite sănătoase, dar îmi doresc foarte tare să pot să respect și eu limitele celuilalt, pentru că nu este ok și nu este corect și nu este echilibrat ca celălalt să-mi respecte limitele mele, iar eu să intru cu bocancii. Nu e bine. Bun. Al doilea bonus este atelierul. Despre asta n-am apucat să povestesc. Atelierul este o chestie unde mi-a fost destul de greu să mă decid să-l ofer. De ce? Pentru că eu pentru atelier nu fac ceea ce se face la orice curs. Ok, am luat lista cu participanți și trimit invitație și vă aștept cu drag acolo. Nu. În funcție de punctul cardinal calculat pe harta fiecăruia dintre participanți, eu trebuie să împart oamenii în grup. Da? Eu sunt acum, spre exemplu, sunt cu spatele la sud-vest. Să zicem că asta este direcția mea. Bun, eu trebuie să adun într-un grup foarte restrâns oamenii care au componenta asta de curățare pe sud-vest și să-i grupez pe toți la aceeași oră. Una dintre orele de aici trebuie să o aleg, preferabil pe cea mai puternică, și să facem atelierul. Vom lucra în grup foarte restrâns, e o variantă oarecum similară cu lucrul cu mine, de asta am și spus, alternativa la ăsta este o ședință privată cu mine în valoare de 80 de euro. Da? De asta am spus că e păcat să ratezi. Bun. Ce facem în atelierul ăsta? O să iau mai multe teme, o să întreb, ok, care sunt cele două, trei chestii pe care tu vrei să le scoți? Și o să vă ghidez personalizat cu susținere suplimentare energetică, ca să eliberați ceea ce este de eliberat. Ce mai fac eu în plus în ședințele private, și asta voi face și în atelier, intuitiv în momentul în care eu intru și mă conectez, chiar dacă am făcut o listă, să zic, vreau să scoatem lucrurile astea, intuitiv, în momentul în care începem lucru, îmi apar și alte elemente. Și încep să mai scot și niște lucruri pe care până atunci nu le-am văzut niciunii dintre noi, dar efectiv mi se arată în momentul ăla. Și atunci cer curățarea și pentru ele. De asta e atât de puternic, de asta e atât de personalizat și de asta am spus că e păcat să îl ratezi. Chiar e păcat să îl ratezi. Și, repet, investiția este minimală față de tot ceea ce primești și de toate efectele pe care le vei avea. Evident, ca în tot, obligatoriu este să practici. Să practici. Pentru că dacă nu faci, îți spun din start, n-are sens să achiziționezi pachetul ăsta dacă nu o să le faci, pentru că ghiși ce, nu se întâmplă nimic dacă nu faci, da? Deci trebuie să le faci. Sunt simplu de făcut, dar trebuie să le faci. Îmi pare rău să spun trebuie, dar trebuie. Bun. Mă întorc la bonusuri. Deci atelierul, asta este cu el și vom lucra în grupuri foarte restrânse. Pe lângă asta, ți-am spus că mai sunt încă două bonusuri și acele bonusuri sunt meditațiile tematice, cea legată de bani și cea legată de sănătate. Adică eliberăm toate acele lucruri știute și neștiute care au legătură cu blocajele noastre pe bani, cu convingerile limitative, dar și cu partea de sănătate, da? Și aici sunt foarte multe chestii faine de discutat din nou. Astea sunt Asta e descrierea mare la dușul energetic și la bonusurile care sunt valabile în momentul acesta. Nu știu să spun mai, nu știu, peste o lună, peste un an, peste ceva vreme, ce o să adaug sau care va fi investiția pentru dușul energetic. Așa că eu îți recomand din toată inima, acum când îl asculți, înseamnă că n-a venit întâmplător informația asta la tine, pune-o în practică. Și e suficient să efectiv să închizi ochii și să te întrebi ce simți. Întreabă-te dacă simți că e pentru tine. Iar dacă simți că nu este poate pentru tine, întreabă-te de ce nu este pentru tine. Pentru că de multe ori avem acele mecanisme de autosabotare care funcționează cu extraordinar de mare succes, da? Și în care în momentul în care noi suntem pe cale să facem un pas înainte, să avansăm, să fim mai fericiți, să avem mai mult succes, ne punem singuri bețe în roate. Ratăm oportunități nu pentru că n-am văzut oportunitatea, pentru că undeva mecanismele noastre autosabotoare ne-au spus, știi ceva, nu prea meriți tu așa să fii fericit, nu, 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 las, mai bine rămâi acolo unde ești.
Și nici măcar ne dăm seama de asta. E foarte interesant. Și de asta, meditația pe temele generale, aceea de curățare, începe cu frica de succes și frica de eșec. Da? Nu e doar frica de eșec, e frica de succes de foarte multe ori, la foarte mulți dintre noi, că doar și eu am lucrat-o de X ori. N-aș vrea să-ți spun cât am lucrat și pe tema asta, și pe tema invizibilității și pe nevoia de a mă face mică și invizibilă ca să fiu în siguranță și să nu fiu judecată de ceilalți. Așadar, uită-te la tine, uită-te la tine în interior, da? Ce simți? Ce simți și ce vrei? Și fă pași în direcția respectivă. După cum îți spuneam, eu am investit foarte mult pentru cursurile astea, pe lângă ore, pe lângă energie, pe lângă timp, da? Foarte, foarte mult. Numai în ultimii un an și jumătate, doi, în partea de metafizică chineză am investit cel puțin 5.000 de dolari. Cel puțin. Și de asta, cumva, am zis, vreau să dau mai departe informația aia. Ce-ți ofer eu ție acum e o mică parte din tot ce am învățat. Și în timp voi mai oferi și alte lucruri, voi mai face pachete, pentru că e necesar să le simplific, ca ție să-ți fie foarte ușor să le practici. Nu vreau să te chinui, nu vreau să stai să te stresezi, vai, dar nu știu să fac asta. Pentru că atunci când facem lucrurile complicate, de cele mai multe ori nu le facem. Super! Cred că ți-am povestit destul de mult. Dacă mai ai tu întrebări și dacă e ceva ce n-am acoperit eu din toată povestea asta, o să te rog să îmi scrii. Fie îmi scrii mesaj privat, fie poți să-mi lași un comentariu, cum îți este ție mai ok. Îți las detaliile în descriere, tot ce ai nevoie și link-uri și tot, și te aștept cu foarte mare drag și fă lucruri pentru tine. Dă-te din calea ta, din blocajele pe care le-ai pus, dă-le din calea ta, pentru că poți și meriți. Iar dacă simți că nu meriți, să știi că și asta e o temă care poți, pe care poți să o cureți în dușul energetic. Și apropo, uite, vezi că mai am încă ceva de spus. Meditațiile sunt făcute la modul eu te ghidez și îți spun ok, acum arunca asta, arunca asta, arunca asta, dar ai undeva un spațiu în care te întreb. Mai este altceva ce vrei tu să arunci? Și atunci poți să arunci ceea ce simți. Dacă eu, spre exemplu, n-am menționat partea asta cu sentimentul că nu merit, da? Și convingerea că nu merit să fiu ok, o poți arunca tu acolo. Da? Te îmbrățișez cu foarte mare drag. Sper să te bucure, să-ți fie cu folos, să-ți fie cu ușurință și abia aștept să-mi dai super, super vești. Deci eu mi-am propus să-mi fac un album din ăla uriaș, uriaș, cu mărturii de la cei care își schimbă viața folosind ceea ce vă ofer. Să-ți fie cu foarte mare folos, te îmbrățișez cu foarte mare drag și să ne vedem cu bine cât mai curând și poate ne vedem și la atelier, nu? Îmbrățișări cu foarte mare drag!